Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi suntem pe data de 29 iulie 2019 și vreau să fac un test pentru păduchi. Precum știți, eu am experimentat uleiurile esențiale. Iată și acum l-am aici, deasupra. Iar la această colonie voi face un test de cu varachet, fiindcă așa s-a întâmplat că această colonie să nu aibă puiet. Am luat tot puiet. Și ca să-l pregătim pentru pentru tratament, vom face următoarea lucrare. În primul rând, am această diafragmă. O scutur de albină. Cei care veți face tratamentul cu varachet, s-ar putea să aveți lezi dipline cu albină. Iată, eu procedez așa. Dacă aș face tratamente doar cu varachet, așa aș proceda ca acum. Aș îndepărta ramele. Îndepărtăm ramele ca fumul să pătrundă bine între rame. Vom lăsa spațiu. Este un lucru important, fiindcă lăsând spațiu între rame, o să intre fumul mai bine. Deci asta trebuie făcut, să zic eu, cam la toate coloniile la care tratați cu varachet. Eu nu folosesc varachet decât pentru testare. Iată așa. Lăsăm spațiu să nu se atingă albina una pe alta, cât de cât. E posibil ca această colonie să nu aibă matcă, dar o să aduc un nucleu și pentru a fi sigur că nu are matcă, am pus o ramă de test. O să vă arăt cât e aceasta. Este aceasta și nu are matcă. O tras boci. Iată ce de boci au tras. Deci nu are matcă. Nu este nicio problemă. Eu oricum bănuiam acest lucru. Și o să-i aduc mâine un nucleu, o să filmez cum o să procedez, dar înainte de asta voi face testul cu varachet, să vedem câți păduchi are. Dacă uleiurile esențiale au fost bune sau nu. Iată așa procedăm. Foarte simplu. Iată așa. Așa sunt distanțate ramele. Acum
aducem o folie, dacă folie nou-nouță, din cap să fie bine izolată partea de sus. Așa. Punem sita și așteptăm să se însereze undeva pe la ora 21 vei face tratamentul. Rezultatele le veți vedea dimineață. Uleiul esențial va rămâne aici, dar pun invers. O să-l pun tot dimineață. Iar până dimineață el va rămâne așa. Deci cam asta e de făcut acum. Nu-i mare lucru. Am pregătit stupul pentru tratamentul cu barachet. Asta e tot. O să-i curăț și fundul, am fundurile antivaro. Și cam asta este pregătirea pentru tratamentul cu barachet. Cei care faceți, cam asta ar trebui să faceți înainte de tratament. Folie pusă bine și ramele depărtate. Bun, până data viitoare, numai bine!